am să-ți arăt cum să transformi asta și asta și asta și încă câteva din astea în asta. Ce bun! Nu ți-ai putut să abține? Stai că mergem la masă! Foarte bun, foarte bun, foarte bun! Cu toții știm că secretul unei mâncări delicioase este usturoiul. Noi îl adorăm. Iar dacă tu ești unul dintre aceia care nu iubește usturoiul și chiar nu-i place și nu-i place cum miroase și nu-i place gustul, te rog, oprește video-ul ăsta, du-te în altă parte. N-avem nevoie de tine aici. Noi iubim usturoiul. Este gustos, este sănătos și transformă orice mâncare în ceva delicios. Sau mă rog, aproape orice mâncare, deserturile nu. Și rețeta aceasta nu doar că e delicioasă, e și foarte rapidă. Să ne punem pe treabă, pentru că toată lumea e flămândă. Toată lumea e flămândă și ne grăbim. Avem nevoie, cum spuneam, de roșii. La noi, în Maramureș, nu se cântărește, nu se măsoară. Se pune după ochi, mai ales când vine vorba de preparate de mâncare, da? Deci, ne uităm bine așa la ce avem și le căutăm cele cu lovituri și de care trebuie să ne scăpăm cât de repede, să nu se strice, să nu avem pierderi. Le curățăm bine și le vom băga în blender. Deci, avem nevoie de roșii, mult usturoi, o crenguță de cimbru, sare, piper și vom mai avea nevoie și de caju. Dacă nu aveți caju, puteți înlocui cu smântână neîndulcită pentru frișcă. Să trecem la treabă. După ce le-am tăiat, le punem în blender, cu tot cu semințe, cu tot cu pieliță, nu are nicio problemă, va ieși totul foarte bun. Până roșiile se macină acolo în blender, ne punem oala pe foc și punem niște ulei la încins. Iar pe uleiul încins vom adăuga 6 căței de usturoi sau mai mult. Cât de generoși vă simțiți, adăugați cât vă place. Ce începe să devină maro, el devine amar și ne strică toate planurile, mâncarea o să aibă un gust ciudat. Va fi de mare folos să aveți un blender cu forță cât mai mare și cu cuțite cât mai bune, pentru că cu cât este mai bun blenderul, cu atât pasta va fi mai fină și succesul garantat. Împreună cu usturoiul voi pune și cimbrul. Nu prea mult, așa cât am pus de pe cele două crenguțe. Nu vrem să aibă un gust prea puternic de cimbru și să avem impresia că mâncăm sarmale. Vrem să mâncăm, încă nici nu v-am spus ce mâncăm. Vrem să mâncăm că ni-e foame. De roșii. Bravo! Nu uităm de sare și de piper. Punem puțină sare, puțin piper, după gust. Iar acum este momentul să punem sucul de roșii în tigaie.
Lăsăm sucul de roșii să fiarbă la foc mare. Tot în blender vom pune și cajuul întreg și un pahar de apă. Când sucul de roșii a fiert pentru cel puțin 2 minute, îl transferăm din nou în blender. Am mai adăugat puțin ulei în oală și adăugăm supa peste uleiul încins. Supa noastră este gata, dar mai avem nevoie de ne luăm felia de pâine prăjită, un cățel de usturoi, bine, ăla s-a dus, luăm altul, foarte alunecoș, și frecăm bine, bine felia de pâine pe ambele părți. După ce am făcut felia de pâine cu usturoi, adăugăm și puțină sare deasupra și puțin ulei sau untură. Dacă e prea mult ulei pe o felie, punem cu cealaltă împreună și gata, s-a rezolvat problema, avem două dintr-o lovitură. Asta e tot ce trebuie să facem. Supa e gata. Pâinea prăjită e gata. Ne spălăm pe mâini, ne punem la masă și savurăm. Pui și ție, Victor. Ne punem un punct. Un punct! Un singur punct? Ăla e un polonic. Am zis punct, un punct și încă un punct aici. Lasă-mi tu ea. Gustă sub pica. O, nu e bun, lăsați-mi ea mie. Na, nu mă întâi că avem. Ce-o picat de-o muscă? Furnică. Bă, ne-ncă că e bună. Am și un floc pe mână. No, dar nu-mi face un braci. Liniște! Mm-hmm.